7, bănățenii nu au reușit a 8-a victorie consecutivă în Liga 1 și au scos doar un egal la Constanța, 1-1 cu Farul. Echipa lui Uhlin a avut 1-0, însă a irosit șansa de a urca pe locul al doilea la doar 3 puncte de Dinamo. Farul rămâne în zona retrogradării pe locul al 14-lea cu doar 11 puncte. FC Timișoara a început partida de la Constanța cu intenții clare de a nu se împiedica de Farul. Ciugigel Bucur a trecut pe lângă deschiderea scorului minutul 7, după ce îl driblase pe Curcă. Maghera nu a reușit nici el să înscrie în poarta gazdelor, iar 7 minute mai târziu Caramian a nimerit bara. Timișorenii au deschis scorul după o jumătate de oră prin Gigel Bucur. Bănățenii și-au continuat forcing-ul, dar golul marcat de Maghera nu a fost validat, spre nemulțumirea lui Dușan Uhrin. 0-1 la pauză, însă la doar 4 minute de la începutul părții secunde, Alibec a reușit egalarea și oaspeții au fost nevoiți să o ia de la capăt. Cea mai mare ratare a meciului a aparținut Farului. Voiculeț a bubuit mingea peste poarta lui Pantilimon din 2 metri, după o fază creată tot de el. Cisovski putea aduce victoria pentru trupa lui Dușan Uhrin, însă a trimis pe lângă după o pasă a lui Bădoi. 1-1 la Constanța și FC Timișoara ratează ocazia de a înregistra 8-a victorie consecutivă și de a se apropia de liderul Dinamo. Myslím, že utkání vstoupili velice dobře a myslím si, že jsme jasně dominovali. Zbytečně, když jsme přišli z kabiny, tak jsme spali na hřišti a dostali jsme branku. A my jsme měli druhou půli šance. Fost o partidă foarte grea împotriva unei echipe care venea după 7 victorii consecutive, că rezultatul este echitabil. Au avut prima repriză, le-a aparținut celor de la Timișoara și au creat mai multe ocazii de a marca.